și la cu bled de sus. Am crezut că asta e o panoramă, dar sunt boscheți și nu puteți vedea nimic. O să mergem cu barca ca să putem să vedem apa de aproape, că de aici, din acest lookout, de această belvedere, nu poți să vezi nimic. Am urcat degeaba, până acum am plâns de frig, acum mă plâng de căldură, așa că coborâm. Am mai găsit un loc în care poate vedem de sus, în întregime, lacul Bled. E mult mai bine! Și lacul Bled. Oarecum. Dar tot mergem cu barca să vedem apa de aproape. Hai! Prăjitura locală este cremșindu. Sincer, îmi place mai mult cremșitul de acasă. V-ați mâncat de aici? Ce părere aveți? Am dat un tur al lacului. Am fost sus la... aici, la castel. Am mâncat un cremșnit local, care nu-i mare șmecherie, mai costă și 6 euro. Și după ce ne-am relaxat în această zi de semivară, sper ca mâine să putem face un adevărat conținut demn de un episod al Bușteanului. Nu o să rămân pantofar pe viață. O să-mi pun o cancie și să dau drumul către cheile Vidgar. Am mai făcut asta, dar să mi-aduc aminte. Ok? Așa. Și am ajuns și pe lac să vedem apa de aproape și să vă arăt lacul cu sudoarea frunții la propriu. Am avut un pic noroc că e norat, dar să nu se facă un noroc prea mare și să plouă. Ăsta este lacul Bled. În spatele vostru este insula. O să vă arăt și insula cum arată. Asta este insula cu mănăstirea aferentă. E extraordinar pe aici. Apreciez teribil că nu e voie cu, sau cel puțin nu există pe aici, deci bănuiesc că nu e voie cu ambarcațiuni cu motor, ski-jeturi, bărci cu motor și alte chestii. E o liniște colosală. Mai devreme eram undeva sus în dreapta castelului și încercam să văd panorama lacului și n-am reușit. Apoi am dat o tură de lac pe jos și mi-a luat cam 2 ore și ceva și mi-am dat seama de atunci că e un lac mare, dar acum îmi dau seama cât de mare e vâslind la el. Am mers barca, am făcut un tur al lacului și pe jos și în barcă și pe apă. Acum mai rămâne doar să mergem la cheile Vidgar și să facem un adevărat hike. Hai că mai puțin și dorm. Să mergem. Dacă ieri am fost pantofar, astăzi nu mai sunt. Am și cască chiar.
Bine ați venit la Vingar. Așa de mult mi-au plăcut cheile Vârghișului, încât facem varianta de Slovenia, cheile Vingar, dar cu cască. Vom merge pe cheile astea vreo oră jumate, după care, la final, trebuie să ne alegem două drumuri de întoarcere tematice. Una prin pădure, în care ne arată flora și fauna, și una pe deasupra, în care o să ne arate, o să aflăm despre cultura și pastorală a zonei. De 10 ori prețul, dar de 10 ori mai frumos ca la Vârghiș. Așa apă curată n-am văzut pe niciun râu până acum. În general, toate râurile de pe aici pe care le-am văzut din Slovenia au aceeași apă. Incredibil de curată. Pentru a ajunge la cheile Vidgar, trebuie să ajungi în Bled și din Bled trebuie să alegi una dintre cele trei parcări. Din parcarea respectivă, unde plătești 5 euro, vei fi adus la recepția acestor chei cu un autobuz electric, unde poți accesa locația. De preferat ar fi să îți iei bilete online, îți alegi slotul de timp pentru intrarea în chei pe care o vrei și un mic tip când ajungi aici, chiar dacă vezi coadă la intrarea în chei, uită-te pe biletul tău, vezi la ce oră e, dacă este ora la care poți intra, întrebi și tu dacă are altcineva ora respectivă și poți să mergi în față. Multă lume stă la coadă chiar dacă are ora mult mai târziu ca a ta. Biletul pentru intrarea în cheile Vidgar este de 10 euro de persoană, de adult. Pentru copii este un pic mai puțin și dacă dorești ghid în limba slovenă sau engleză, costă pe undeva pe la vreo 28 de euro biletul. Uitați-vă ce apă incredibil de curată. Mi se pare foarte interesant că mergi doar prin acest pod de lemn și nu există pământ pe care să mergi. Extraordinar, niște chei foarte frumoase. Bine că ai cască, că altfel dai cu capul în toate pietrele astea. Și odată ce am ieșit din strânsoarea pietrelor și râul s-a calmat, a devenit mult mai larg și mai liniștit. Și putem să ne auzim și gândurile acum și putem să și vorbim. Dacă n-ați auzit ce am povestit mai devreme, nu o repet, dar ascultați și voi mai tare sau mai intens. Acest traseu prin chei este cu sens unic, nu te poți întoarce pe aici, așa că ar trebui să îți încarci privirile și simțurile foarte bine o dată ce treci, pentru că nu te vei putea întoarce să vezi aceleași lucruri. Vei ajunge în partea cealaltă, unde vei alege cele două trasee tematice. Am cu mine și un ornitolog celebru care urmărește codobature, picpalaci și alte orătănii înaripate ale zonei. Am încredere că voi fi informat de tot ce mișcă. Am urcat un pic deasupra apei. Nu mă pot opri din minunat cât de curată este apa.
O să coborâm un pic într-o zonă mai însorită și trecem de asemenea și pe sub un pod. Habar nu am ce podul ăla leagă ce cu ce, dar sau cine trece deasupra, dar putem să-l admirăm și așa ignorant. De multe ori mă chinui să găsesc idei sau cuvinte pe care să le spun în aceste clipuri. Nu prea am eu darul ăsta a vorbirii și de a spune lucruri interesante, dar cel puțin mă chinui și reușesc să scot ceva coerent în final. Dar încercând să mă gândesc și să vă povestesc în acest clip, trecând prin aceste chei, îmi dau seama că nici n-ar trebui să spun ceva. Așa de frumos e acest loc, încât pot să folosesc clișeul, imaginile vorbesc de la sine. Din păcate, aventura noastră prin aceste chei a ajuns la final, dar vom continua pe unul dintre cele două drumuri tematice. Aici ne arată pe unde am mers și acum să alegem cele două drumuri în pădure sau pe deasupra. În campingul în care stau, în fiecare dimineață, circulă o bicicletă cu produse de panificație, pâine, chestii de dulciuri. Și am fost prevăzător și am luat un corn cu ciocolată și vanilie. Nu prea înțeleg exact combinația, de ce ai pune și ciocolată și vanilie în același produs. Ne mă rog, doar la înghețată cred că ar funcționa. În rest, amesteci niște arome aiurea. În zona asta sunt foarte multe păsări și foarte multe căsuțe de genul ăsta în copaci. Și în camping, și în pădure, peste tot căsuțe. Oare ce s-ar fi făcut păsările astea fără noi? Ar fi homelese, păsărele homelese, păsărele boschetare. Da, mișcă ceva pe acolo. Hă, care-și mă acolo? Și de ce foșnești? Wow! Echo! Uitați, puteți să dați pauză și să scanați și voi QR code-ul ăsta, să ascultați și voi ce e aici. The stag beetle. We have reached the second point of the River of Trees trail. Did you spot anything moving as you walked along? No. What was it that most caught your attention? Perhaps it was a stag beetle. Nu. Europe's largest beetle that can grow to a length of more than 8 centimeters. It is most active between May and August. Because of its size, it is easily spotted even in the darkness of the forest. But before you see one, you are almost certain to hear its loud buzzing drone. Și am ajuns la alt punct în care putem să ascultăm povestea unei alte vietăți. Congratulations on getting to the top of the first slab. Caravanche. Quite a climb, wasn't it? Un pic. As a reward, you are greeted at the third point of the trail by a caravan of picture-perfect mountains. Slovenia's longest mountain range. Exact. Made up of a series of ridges and villages that extend like a caravan. From Tarvisio in the west to Slovenia's in the east. Să urcăm repede. Bam, bau, bau, bau. Și am ajuns sus să vedem caravana. Regard la ciel. Asta e caravana. Frumos, ai să ai o curte. Mai schimb o vorbă cu turiștii.
stai la umbră, privești munții. Foarte tare. Uitați ce potecă, unde vom merge. Ce înseamnă să fii organizat, să organizezi ceva frumos, așa, să te bucuri, nu... A, luați aici, asta este natura. Contează și să mergi prin natură nepângărită de oameni, da? Câteodată e frumos și să organizezi astfel de tururi care sunt ușor accesibile pentru toată lumea. Uitați ce priveliște frumoasă în zona asta. Cum să ai aici o casă să privești munții ăștia? Am ajuns la încă un punct de informare. The spruce and the log pole. After leaving Blesca de Brava, you went back into the forest. Did you notice that the surrounding trees were all of the same species? Da. This is a forest of spruce, the most common tree species in this area. Its branches are covered with hard, grey-green needles with pointed tips. The spruce tree still plays an important role today in the ancient carnival custom of the log pull, which still survives in the village of Potthom. The young men of the village go into the forest and cut down a spruce tree. They strip it of its branches and bark, but leave its bushy top, which they decorate with ribbons. They then pull the log through the village on a cart as part of the carnival procession. The climax of the ceremony is when the unmarried young women of the village have to kiss the top of the tree as a form of punishment. Whether married or single, alone or in company, spruce trees in the forest don't discriminate in the energy they emit. We invite you to find your spruce along the way and spend some moments in its company. If you want to, you can share a secret or two with it before bidding it farewell. Until next time. Haideți să ne întâlnim copacul nostru, să-l îmbrățișăm și să-i spunem câteva secrete. Ce potecă frumoasă! Zici că mergem la căsuța bunicii, unde vom fi întâmpinați de lup. A, de frumos e pe aici. Cred că mi-am găsit copacul. E foarte țepos. Ce faci cu păcelea? Ce faci? Ce înalt ești? Uite, te îmbrățișez și spun un secret. Vreau o bere. Gata. Să crești mare. Eu am plecat. Pa! Sper ca în viață să vă găsiți și voi copacul. Este un lucru foarte important. Fiecare om cu copacul său, de când românul e frate cu codru. Am ajuns la alt punct în care ne va explica un lucru interesant. The old viper. Vipera. If you listen carefully, you can hear the sound of the river Radona rushing far below. Aha. The trail has brought us back to Vintgă Gorge, which from this point on we will experience in the opposite direction. Be sure to watch your step and keep your eyes open. Partly because of the sheer walls of the gorge, which lie close to the trail, and partly so as not to disturb the old viper. N-am găsit nicio viperă. Suntem în siguranță să continuăm. O alegere foarte bună de a merge prin pădure, umbră, frumos, un pic de urcat, mult de coborât. Se vede sus acolo în depărtare caravana de care mi s-a spus mai devreme. Jos în vale vedem cheile vingarului pe care le-am vizitat un picuț mai devreme și noi ne apropiem de finalul drumeției de astăzi. Acolo este intrarea să ții bilet și aici este intrarea de care vă povesteam la început, că dacă vedeți coadă, să vă duceți după ora voastră și să nu așteptați, riscați să nu mai intrați deloc.
Thank you.